Da. Ați fost la curs miercuri trecută cu toții, sper. Ați participat online. Ați vorbit despre valoarea adăugată. Ați continuat cu analiza indicatorilor de rezultate și ați vorbit în special despre valoarea adăugată. Și despre asta aș vrea să vorbim noi astăzi. Însă, înainte să începem, aș vrea pe de o parte să văd dacă, eu știu, sunt neclarități legate de modul de utilizare a metodei substituției în lanț. Am folosit-o data trecută, săptămâna trecută, la cifra de afaceri și ar urma să o folosim și acum la analiza valorii adăugate. Și un alt subiect ar fi apropierea examenului. O iau cu cel mai simplu, cu metoda. Ați înțeles cum funcționează data trecută? Că aș vrea să vă las un pic mai mult pe voi să lucrați și cu mâna voastră astăzi, aplicând această metodă. Că altfel nu cred că vă veți descurca. Sunt întrebări din metoda substituției în lanț. Am folosit-o data trecută noi în partea aplicativă pentru a cuantifica influența fiecărui factor în dinamica cifrei de afaceri. Și probabil că la curs ați discutat teoretic modul în care analiza se face prin această metodă pe modelele din curs. Dacă sunt, vă rog, neclarități, haideți să le dezbatem înainte să începem să aplicăm pe problema de la valoarea adăugată. Nimeni nu are de discutat nimic? Atunci, al doilea subiect ar fi examenul, care clar va fi online. Asta înseamnă că strict la examen veți avea întrebări grele din teorie, iar partea aplicativă o vom procesa astfel încât subiectul să fie tot sub formă de întrebări grele, grele aplicative. Și aș vrea să deviem către acele grile aplicative pe care vi le-am dat de la începutul semestrului. Dacă vă amintiți, de la începutul semestrului, pentru fiecare criteriu, primele criterii au fost, mă rog, structura financiară patrimonială, apoi bonitate, apoi echilibru. Pentru primele criterii, eu v-am dat câte un fișier Excel cu întrebări grile. Întrebările grile le structurasem, zic, într-o ordine logică, pornind de la ideea că sunt întrebări standard pe care ar trebui ca analistul să le pună oricând face o analiză pe orice întreprindere. Deci ar trebui să le cunoașteți. Și pentru partea aplicativă la examen aș vrea ca acele întrebări să vi le dau, bine, din ele, că ele sunt multe, câte un set pentru fiecare criteriu. Aș vrea să vă pregătesc întrebări grile dintre acelea, cu specificația că vor fi pe alte date. Răspunsul la ele, dacă vă amintiți, depinde de calcule făcute pe probabil un bilanț financiar. Și noi aveam planificat un test pe parcursul semestrului, în martie, când am rămas blocați și am trecut pe varianta online. Eu am propus să nu mai dăm testul. Aș reveni, am mesaj cu colegii din grupele de miercuri, săptămâna trecută, poate și cu o parte dintre voi. Am vorbit și cu profesorul Ștefia și am zis totuși să dăm un test înainte de examen, în mod special pentru a ne obișnui, nici care, nici voi, nici noi nu am mai susținut examenul pe platformă și n-aș vrea să rămânem să facem primul exercițiu la examen. Deci v-aș propune să dăm test totuși pe parcursul semestrului și să-l dăm cu valoare de parțial. În sensul că să dăm testul din structură și bonitate, așa cum am planificat noi de la început, și atunci nu vă mai dau întrebări din structură și bonitate la examenul, cum suntem deja destul de aproape de examen. Ce părere aveți?
Numai puțin scrie cineva acum, stați mult. Dacă dăm testul, timpul alocat să fie mai mare la cursele. A, evident, sigur că da, sigur. Dacă dăm testul, dăm un test de o oră întreagă, sigur că da. Sigur. Dacă dăm testul la seminar, vă las toată ora. Aveți oricum mai mult de lucru, nu sunt întrebări la care să răspundeți din memorie, ci trebuie să faceți calcule. Și eu așa mă gândesc. Am împușcat mai mulți iepuri în felul acesta. Păi Da, și pe când se cât? va da testul acesta? Păi, cum cădem de acord? Săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni? Nu-mi dau seama. Săptămâna viitoare oare e prea devreme? Eu cred că ar fi ok, că astfel ne-am mai ocupat și de licență în restul timpului. Avem destule teme și Da. proiecte. Bun, atunci haideți Nu, să nu, dăm. nu, cealaltă săptămână, peste 2 săptămâni. Peste 2 săptămâni. Săptămâna viitoare. Haideți să votăm. Da, auziți, din punctul meu de vedere, e pur și simplu același lucru. Mie e tot una. De fapt, mi-e tot una. Singurul lucru la care am emoții eu personal este că nu știu cât timp îmi ia să configurez pe platformă. N-am mai făcut, vă spun sincer, nicio chestie asta. Și sunt și eu destul de aglomerat, dar bănuiesc că peste weekend aș putea să le setez întrebările. Eu v-am postat, vă reamintesc, nu, că planul din start era acesta de a da test grilă cu grile aplicative la seminar din structură și bonitate, numai că, desigur, planul era să-l dăm față în față în sală. Și eu v-am postat pe grup întrebările de la structură și bonitate, dați-mi voie numai să mă uit pe unde sunt, la files mă gândesc că le găsim. De la structură sunt, de la bonitate nu mai sunt, că exact atunci a venit blocajul. Vi le postez. Rețele postale ca să avem din ce să ne pregătim pentru test. Da, vi le postez încă o dată. Repet, sunt pentru fiecare criteriu, este câte un fișier. Deci la structură aveți un fișier Excel cu 30 și cred că 32 de întrebări. Da, 32 de întrebări. La bonitate aveți, vă postez un al doilea fișier cu alte 20, mi se pare, de întrebări. Vă reamintesc, dar le veți buzona voi. În fiecare fișier aveți într-o primă foaie de calcul bilanțul financiar, în a doua foaie de calcul aveți indicatorii calculați în baza bilanțului financiar. Și în a treia foaie de calcul sunt întrebările grilă, cum vă spuneam, 32 la structură, 20 la bonitate, fiecare întrebare cu patru alternative ABCD, una singură fiind corectă. Când deschideți fișierele, activați-vă macrocomenzile, pentru că în foaia de calcul cu întrebările există option button-uri și puteți selecta răspunsul pe care îl considerați corect și vă arată pe loc dacă e corect sau greșit. Dacă din nou vă activați macrocomenzile și lăsați să funcționeze codul din Visual Basic din spatele butoanelor. Răspunsul la întrebări depinde de valoarea unui indicator, probabil. Adică, ce știu, de exemplu, la lichiditatea curentă. Întrebarea nu e teoretică, nu este de tipul lichiditatea curentă sau rata achiziții curente reprezintă A, B, C, D. Asta ar fi o întrebare, presupun, teoretică, la modul general. Ci întrebare de tipul valoarea ratei achiziții curente din anul 1 arată. Și aveți patru alternative. Automat, pentru a selecta alternativa corectă, va trebui să calculați valoarea ratei și să știți ce reflectă această valoare. Să știți ce reflectă ea. Cum facem concret? Deci ar trebui, pentru că nici eu nu știu încă, presupun că
Acum la seminar, nu, v-am pus pe grup și vi le pun, cum spuneam încă o dată. Vă pun cele două fișiere, prin urmare veți avea lista completă cu întrebările, cele câte ori fi 52. Strict din ele vă dau la test. Cum procedăm însă? Eu vă pun întrebările, ar trebui să vă pun întrebările pe platformă să vi le setez și să vă postez de asemenea ce bilanțul financiar. Vă postez bilanțul financiar, dar evident că nu vreau să ajungem în situația fără sens în care voi introduceți datele din bilanț în aplicațiile pe care vi le dau și le butonați după aceea pentru a găsi răspunsurile corecte. Vă las timp limitat, mă gândesc, vă las timp de, probabil pe întrebare ați avea nevoie de vreo 3 minute. Dacă vă las un timp limitat, să zicem că n-ați avea timp, cel mai rapid ar fi să luați efectiv cu pixul din bilanț, să calculați rapid un indicator și să dați răspunsul corect. În principiu ar trebui să fie rezonabil așa. Da, o să ne fie comod să calculăm de mână pe foaie și după aia să dăm un răspuns. Adică știți, evident, voi veți avea aplicația în Excel. Dacă ați introduce în Așa ea, ne-am obișnuit. dacă ați introduce în aplicația în Excel, vreau să zic, pe care vă pun acum bilanțul pe care vi-l dau la test, automat veți ști în ea răspunsurile corecte. Dar eu știu, dându-vă, să zicem, 3 minute pe întrebare, nu veți avea timp. Adică încerc să fie corect. Dacă vă dau 3 minute pe întrebare, presupun că să introduceți datele în aplicație va lua cea mai mult timp. Și atunci sper că eliminăm în felul ăsta problema copiatului din aplicație. Ce credeți? Păi și dacă nu ne puneți bilanțul și îl puneți doar în ziua cu testul și atunci noi oricum avem un exemplu la Păi seminar. îl pun. Păi da, clar îl pun în ziua cu testul, vi-l pun bilanțul nou, da. Dar ce vreau să spun este că și la test, dacă ați luat datele din bilanț și le-ați băga în aplicațiile pe care vi le dau acum pe grup, v-ar da răspunsurile, dar presupun că ați avea nevoie de vreo 10 minute, un sfert de oră să băgați datele, hai să zic 10 minute, când le băgam bilanț. Și hai să zic că n-ați avea timp ca să evit situația asta. Hai că facem așa, o să privesc o aplicație în felul ăsta ca să nu poată să fie folosite în ziua testului. Cred că așa depășim problema asta. Bun, că vreau să vă dau și aplicațiile, adică eu nu vreau să fie secrete. Întrebările acestea consider că sunt întrebări la care ar trebui să răspundem oricând facem o analiză. Deci vreau să le știți și tocmai de asta am și făcut acele simulatoare pe criterii. Și chiar m-am chinuit destul de mult la el, adică am lucrat câteva luni de zile, ca să puteți introduce voi singuri date și să vedeți automat cum se modifică răspunsurile. Așa facem. Cred că e cea mai bună variantă. Adică scopul la urmă e să învățați și cred că asta e varianta care ne ajută cel mai mult în acest sens. Nu știu cât timp îmi ia și mie să pun întrebările pe portal, dar mă gândesc că peste weekend le voi putea mă pun și eu la punct, că n-am mai făcut. Deci, din punctul meu de vedere, cred că eu aș putea să fiu pregătit cu testul și pe săptămâna viitoare și pe cealaltă. Rămâne ca voi să decideți. Nu trebuie să decideți acum. Eventual, discutați între voi, mă gândesc pe grupul de Facebook, poate începeți o
nu știu, o postare și vedeți să Am voteze eu și o da. sugestie. Am Da. putea face un sondaj pe grupul nostru de analiză prin care să întrebăm care când doresc. Adică presupun Da. că toți care doresc ori într-o săptămână, ori într-alta, au un motiv întemeiat, ori au alte Da. teste, ori alte proiecte, ori ceva de genul. Adică nimeni nu cred că ar zice nejustificat că vreau Da, într-o da. săptămână sau alta. De acord. Ai putea iniția tu sondajul acesta? Sigur că da. Și eu mă supun. Deci, voi îmi comunicați, nu știu, dacă îl inițiez, scrie acolo de la început regula. Domnule, majoritatea care răspunde la majoritate vor dicta când dăm testul. Și atunci, dacă îl derulez din data de, nu știu, de azi până, ce știu eu, miercuri sau joi sau când decizi tu, joi tragi linia și vezi câte răspunsuri sunt. Și atunci postează varianta finală și eu mă adaptez, mie tot aia. Deci atunci voi face pe săptămâna viitoare, luni și joi și peste 2 săptămâni sau cum să-l formulez? Luni și Nu, joi. Cum? zic ca tu să dai drumul azi la sondaj și să lași Da? termen până, eu știu, miercuri seara să răspundă sau joi dimineața când vrei tu, ca să, trebuie să ai un termen limită până la care să răspundă. Știi? Și Da. atunci, să zicem că îi dai până miercurea aceasta, seara, termen să răspundă. Că din cât suntem, poate vor răspunde 50, poate nu răspund toți, habar nu am. Și după miercuri seara, tu tragi linia, vezi că, ce știu eu, 70 au răspuns că vor săptămâna viitoare, 30 săptămâna cealaltă, și atunci rămâne că dăm săptămâna viitoare sau invers. Și eu dacă știu ia ca joi care e rezultatul, mă pregătesc cu testul pentru săptămâna viitoare sau pentru cealaltă. Și săptămâna viitoare sau cealaltă înseamnă că dăm efectiv la seminar, adică cu fiecare grup îl dau când are. Deci pe grupe dați. Da, Da, ok, sigur. în principiu. Că Deci înseamnă eu că mă gândeam că vreți să da. dați împreună la gen toți odată sau Păi nu știam. nu că nu știu, voi teoretic aveți ore în diverse momente și eu am o grămadă de Da, ore, exact. va fi mai greu să ne sincronizăm toți. Dăm pe grupe. Și atunci las o oră numai pentru test. Da. Ora de când o fi, în viitoare sau cealaltă. Eu Da, încarc perfect. întrebările și când, dacă ați decis pe săptămâna viitoare, dacă nu pe cealaltă, intrăm pe platformă, îl dați. Din cât am înțeles, pe platformă, întrebările se rotesc, așa că, ce să zic, nu ar trebui să fie complicați. Eventual, pur și simplu fac câte un set de întrebări pe cât un bilanț pentru fiecare grupă. Și atunci, din 52 de întrebări câte sunt, la fiecare grupă, să zicem că aș da față în față, dădeam eu 15. Deci, cred că tot așa, 15 întrebări. 15 întrebări pentru fiecare persoană din cele 52. Știți? Da. Na bun. Deci, atunci rămâne valabil, inițiezi tu astăzi acel sondaj și Sigur, cum după decideți? seminar. Perfect. Cum decideți voi așa facem? Nu e nicio problemă. Că și eu am emoții vis-a-vis de examen, nici care ne-a mai dat examenul pe platformă și să ne asigurăm că nu avem probleme atunci să învățăm și să o folosim, ce să zic. Bun. Pentru astăzi, aș vrea să facem valoarea adăugată, dar aș vrea cumva să vă las pe voi să lucrați, pentru că știu sigur că dacă nu lucrați cu mâna voastră va fi dificil. Eu v-am postat pe grup acea aplicație de analiză economică data trecută, da? Știți la care mă refer. O deschid acum, dacă vreți, dacă descărcați-o și voi pe calculator, dacă n-ați descărcat-o, o deschid și eu imediat.
Ar trebui să o vedeți acum pe ecran. Deci merg pe CIG. Valoarea adăugată. Modelul numărul 1 e cel pe care îl vom face. E un model cu bază de calcul în productivitatea muncii. Înainte să începem, aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă valoare adăugată. Aveți în principiu aplicația descărcată? Mă gândeam să stabilim împreună datele, le introduc în aplicație la mine, să vedem să arate cât de cât, să fie cât de cât rotunde cifrele. Și să vă las pe fiecare să faceți pe foaie rezolvarea. Deci aș vrea să facă fiecare de mână. În mod normal, la seminar lucrează fiecare, calculează și interpretează și mi-e teamă că dacă nu veți face cu mâna voastră, vă veți pierde în calcul. Credeți că se poate? Aveți toată lumea, masă, foi, pix, puteți să lucrați? Da, sigur. Da. Bun. Aveți aplicația pe care v-am pus-o. O puteți descărca dacă n-ați descărcat-o. Dacă introduceți în ea datele, cum o voi face și eu imediat, vă va face o rezolvare. Deci nu se pune problema că n-aveți. Evident, dacă vreți, puteți să nu faceți sau puteți să copiați rezolvarea. Ideea e să faceți, evident, și să vă obișnuiți. Și numai bine, după aceea ne comparăm cu rezultatele din aplicație. Cred că ar fi funcțional în acest mod. Înainte să începem, poate cineva să definească valoare adăugată. Ce înseamnă valoare adăugată? Adică o sumă peste costul de producție, să spunem. Adică suma câștigată de către o entitate. Hai să vedem dacă se mai poate adăuga ceva la definiția asta. Ce am produs noi, mai puțin ce am cumpărat de la terți și adaosul care ne-am pus. Ok, cred că ne apropiem mai mult. Hai să întreb altfel. Cui aparține valoarea aceasta adăugată? A cui este, dacă se poate spune că e a cuiva? A celui care produce, a producătorului? Adică a întreprinderii? Da, la asta mă gândeam. Ok, cred că și aici se poate dezvolta. Alte intervenții, poate putem să mai adăugăm informație? Este câștigul întreprinderii după ce întreprinderea a plătit toate datoriile față de furnizori, Da. cei de materia primă cumpărată pentru a Da. produce un produs. Când și-a Materia. anulat toate datoriile, îi rămâne o marjă de comercială. Ok. Auziți. Haideți să ne gândim împreună. Neavând o tablă. Să deschid un, nu mai deschid un fișier Excel. Gândiți-vă, vă rog frumos, la contul de profit și pierdere. Aveți la partea de exploatare. Aveți veniturile de exploatare și aveți cheltuielile de exploatare. Prin veniturile de exploatare aveți, nu, producție vândută, variația stocurilor, producție, zic producție stocată, producție imobilizată, pe vremuri se numeau așa. Producție stocată mă refer la valoarea costului producției în curs de execuție și producție imobilizată mă refer la producția realizată în scopuri proprii și capitalizată, producție imobilizări necorporale și corporale. Aveți venituri din vânzări de mărfuri și, mă rog, mai aveți alte venituri de exploatare, subvenții principale de afaceri, reduceri comerciale, alte venituri de exploatare. Între cheltuielile de exploatare aveți cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile, alte cheltuieli materiale, alte cheltuieli externe, adică 605, o cheltuieli cu energia și apa. Aveți cheltuieli cu salariile brute, cheltuieli cu contribuția asigurătorie pentru muncă, cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor,
provizioane eventual pentru active circulante. Aveți mai departe cheltuieli cu serviciile prestate de terți, cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, contul 635, și alte cheltuieli de exploatare. Diferența între venituri de exploatare și cheltuieli de exploatare este rezultatul exploatării. Valoarea adăugată este mai cuprinzătoare decât rezultatul exploatării. Nu, dacă vă gândiți, rezultatul exploatării aparține cui? Nu poți să spui că aparține în întregime sau final întreprinderii, pentru că dacă judecăm din perspectiva că din el mai plătim, în general, suportăm, pardon, cheltuielile cu dobândă, cheltuieli financiare, adică remunerăm băncile, firmele de leasing financiar pentru finanțare, mai departe plătim impozit pe profit sau pe veniturile micro-întreprinderilor, deci practic remunerăm și statul, autoritățile, abia apoi rămânem cu un rezultat net al exercițiului. Valoarea adăugată este însă și mai cuprinzătoare decât rezultatul exploatării. Ce s-ar întâmpla dacă ați aduna, hai să spunem că am avea într-o economie, în România avem vreun 1.000.000 de întreprinderi, deci am avea 3 întreprinderi. Pe parcursul anului 2019, prima întreprindere care produce cherestea generează o cifră de afaceri de 1.000.000 de lei. A doua întreprindere care consumă cherestea și produce mobilier generează o cifră de afaceri de 2.000.000 de lei. A treia întreprindere care cumpără mobilier și îl vinde mai departe că face comerț generează 3.000.000 de lei cifră de afaceri. Ce ați obține dacă ați adunat pe 2019 toate cifrele de afaceri din economie, în cazul nostru cele 3? 1.000.000 cu 2.000.000 cu 3.000.000 egal 6.000.000. Reprezintă ceva acești 6.000.000? Produsul intern brut. Nu chiar. Și motivul pentru care nu reprezintă produsul intern brut este acela că firma care produce mobilier consumă materia primă de 1.000.000 care a fost produs de prima firmă care produce cherestea, nu? Deci, practic, cifra de afacere a primei firme este cheltuiel cu materiile prime pentru a doua firmă. A treia firmă cumpără mobilierul de la a doua firmă și vinde mobilier ca marfă, adică ceea ce pentru a doua firmă este cifra de afacere, pentru a treia firmă este cheltuiel cu mărfurile. Și atunci, cifra de afacere cumva din firma a firmei a doua cumva înglobează cifra de afacere a primei firme. Adunând cele trei cifre de afacere avem suprapuneri. De a e greu să zicem că suma de 6.000.000 este produsul intern brut. Însă, dacă am considerat că prima firmă produce cheresteaua de la zero, iar genera de la zero un surplus de valoare de 1.000.000. A doua firmă cumpără valoarea asta de 1.000.000 de la prima firmă, o consumă, dar scoate ca output, ca ieșire, valoare de 2.000.000. Adică în firmă creează un plus valoare de 1.000.000. Acest plus valoare se numește valoare adăugată. A treia firmă preia valoarea de 2.000.000 de la firma a doua, îi face ceea ce îi face că nu procesează, nu face doar comerț, generează însă ca output 3.000.000 valoare. Consumă 2.000.000, generează 3.000.000, adică iarăși un surplus de valoare de 1.000.000. Valoare adăugată de 1.000.000. Prin urmare, prima firmă are o valoare adăugată de 1.000.000, la fel ca și a doua, la fel ca și a treia. Adunând cele trei valori adăugate, obținem 3.000.000. Suma valorilor adăugate la nivel național, în exemplul meu 3.000.000, se numește produs intern brut. Deci produsul intern brut, judecat nu la nivel național, reprezintă suma valorilor adăugate din economie, nu suma cifrelor de afaceri.
cifra de afaceri având practic aceste suprapuneri. Valoarea adăugată este surplusul de valoare creat de o întreprindere sau, poate mai corect spus, într-o întreprindere. Surplus peste ce? Surplus peste valorile consumate din ceea ce au produs alte întreprinderi. Și de aceea, ca mod de calcul, ca output luăm producția exercițiului plus venitul din vânzare de mărfuri pentru firmele care au și comerț. Acesta ar fi output-ul, valoarea de ieșire. Iar ca intrări de la terți, avem din contabilitate cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile, alte cheltuieli materiale, alte cheltuieli din afară, cheltuieli cu serviciile prestate de terți. Deci conturile 601, 602, 603, 604, 608, 605, am sărit peste el, și serviciile de la 600, ziceți, 611 la 628. Ok? Deci, încă o dată, pentru o firmă care n-are comerț, output-ul este producția exercițiului, ceea ce înseamnă în esență suma dintre producția vândută, producția stocată, producția imobilizată. În contul de profit și pierdere aveți producție vândută, aveți valoarea producției stocate, sold creditor sau debitor, și aveți veniturile din producția de imobilizări necorporale și corporale, adică îi zic eu producția imobilizată, așa îi spunea cândva acum 20 de ani și mai scurt. Consumurile intermediare, vă spuneam, sunt cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile, alte cheltuieli materiale, alte cheltuieli din afară, externe. Și cheltuielile privind prestațiile externe. Dacă avem și venituri din vânzări și avem și comerț, atunci la output se adaugă veniturile din vânzarea mărfurilor și dacă vreți la consumurile intermediare, s-ar adăuga cheltuielile privind mărfurile. E, făcând diferența între ce o fi, pe de o parte, producția exercițiului plus veniturile din vânzare de mărfuri, pe de altă parte, consumurile intermediare pe care le-am enumerat plus cheltuielile privind mărfurile, obțin valoarea adăugată, un surplus care este mai mare decât rezultatul exploatării. Că dacă vă gândiți, rezultatul exploatării e calculat ca diferență între venituri de exploatare și cheltuieli de exploatare. Producția exercițiului plus venitul de vânzare a mărfurilor, în esență, este de un rezultat aproximativ egal, aproape egal cu total venituri de exploatare. Aproape egal, am mai avut noi discuția asta. Pe când? Deci am putea spune prin urmare că rezultatul exercițiului este aproximativ egal cu producția exercițiului plus venituri din vânzare a mărfurilor minus cheltuieli de exploatare, aproximativ, iar valoarea adăugată este egală cu aceeași producție a exercițiului plus venituri din vânzarea mărfurilor, minus nu toate cheltuielile de exploatare, ci minus doar consumurile intermediare. Care cheltuieli de exploatare nu intră în consumurile intermediare? Cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu amortizarea. Prin urmare, valoarea adăugată atunci putem să o scriem aproximativ ca fiind egală cu suma dintre rezultatul exploatării plus cheltuielile cu salariile și contribuțiile plus cheltuielile cu amortizarea. Da? Și dacă o descompunem mai departe, descompunem și rezultatul pe destinații, am putea spune că grosul modul valoarea adăugată este egală cu cheltuieli cu salariile și contribuțiile, cheltuieli cu amortizarea, am uitat de impozite și taxe din exploatare, mi-a scuze contul 635, deci impozite și taxe din exploatare, plus impozite pe profit sau veniturile micro-întreprinderilor, plus cheltuieli cu dobânda, plus ceea ce rămâne, adică rezultatul net al exercițiului. Deci valoarea adăugată, până la urmă, remunerează pe cine? Pe angajați prin salarii, pe stat prin impozitele locale și către bugetul central, plus contribuție la salarii, dacă vreți,
băncile sub formă de dobânzi și firme de leasing pentru leasing financiar. Cine a mai rămas? Ajungem la întreprinderea, rămâne o parte de întreprindere ca sursă de autofinanțare prin amortizare redusă. Și am ajuns la rezultatul net, din care o parte merge către asociații formă de dividende, posibil o parte merge către angajați alături de salarii ca remunerare prin participare la profit și o parte rămâne poate în întreprindere ca profit nerepartizat, ca sursă de autofinanțare. Deci valoarea adăugată aparține, iată, angajaților, statului, băncilor, asociațiilor sau acționarilor și, să zicem, întreprinderii. Interveniți, vă rog frumos, să văd dacă ați înțeles. Sunt întrebări, sunt completări. La curs ați vorbit despre automat două moduri de calcul a valorii adăugate. Varianta subtractivă, în care spuneți că valoarea adăugată este egală cu cine? Producția exercițiului plus venituri din vânzarea mărfurilor minus consumul intermediare minus cheltuieli privind mărfurile. Sau poate ați spus producția exercițiului minus consumul intermediare plus marja comercială ca diferență între venituri din vânzarea de mărfuri și cheltuielile privind mărfurile. Același lucru ar fi. Și varianta a doua de calcul, metoda aditivă sau adițională, în care încercați să adunați remunerațiile pe care le-am pomenit. Cheltuieli cu salariile brute plus contribuțiile aferente, contribuția vreau să zic asigurătorie pentru muncă, cheltuieli cu impozite și taxe la nivel local, din exploatare mă refer la contul 635, cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, plus cheltuieli cu dobânda, plus cheltuielile cu amortizarea, plus cheltuielile cu impozitul pe profit sau pe veniturile micro-întreprinderilor de care o fi plătind firma, plus dividende, plus eventual participarea salariilor la profit, plus eventual profit păstrat în întreprindere. Sigur, metoda aceasta aditivă este puțin mai superficială, va lăsa câteva componente din punct de vedere contabil neacoperite. Deci varianta completă și corectă ar fi aceea subtractivă, în care facem, cum am spus, producția exercițiului plus marja comercială minus consumul intermediar. Dacă sunt, vă rog frumos, întrebări. Ideea este că la activitatea întreprinderii contribuie o serie de grupuri și aceste grupuri împreună practic nu creează valoare adăugată, ea nu aparține doar întreprinderii, nu aparține doar asociațiilor, ea se creează în întreprindere, dar se distribuie către aceste grupuri care au contribuit la crearea ei. Sub formă, cum ați văzut, de salarii, dividende, dobânzi, impozite și taxe. Automat, valoarea adăugată este importantă pentru grupurile respective. Și noi asta analizăm, dinamica valoarei adăugate. Am planificat la început de 2019 o anumită valoare adăugată. La final de an tragem linia, n-am atins acel nivel. Și haideți să inventăm niște date. Dacă am avea într-adevăr 50 de angajați și am lucra în medie pe an cu fiecare angajat 220 de zile, 8 ore pe zi, și hai să spunem că am produce câte valoare adăugate. Dacă pe oră un om ar genera, să zicem, 100 lei valoare adăugată, atunci aș avea 8.800.000 planificată. E prea mult 100 lei? Nu, cred că e normal. Poate puțin mult, dar nu foarte mult. Valoarea adăugată efectiv realizată
Hai să zicem. Deci acestea sunt datele pe care vi le dau. Vă rog să observați. Aveți număr de angajați cu care firma planifică să lucreze, numărul de zile pe care firma vrea ca fiecare angajat să le lucreze pe an, număr de ore pe care dorim să lucreze fiecare angajat pe zi și ne-ar mai lipsi ce? Câtă valoare adăugată vrem să genereze un angajat pe oră? De acord? Dar nu v-am dat acest al patrulea factor, v-am dat în schimb valoare adăugată planificată, total valoare. Eu am calculat, după cum ați văzut, punând o SLA pentru produsul al patrulea factor. Valorile efectiv realizate. Am planificat să lucrăm în medie cu 50 de oameni din diverse motive de văzut care, o să numim cauze, cum am făcut-o și la cifra de afaceri, am lucrat în medie cu 40 de angajați. Am planificat ca fiecare om să lucreze 220 de zile pe an, a lucrat în medie 210, de văzut din ce cauze. Am planificat ca fiecare om să lucreze în medie 8 ore pe zi, s-au lucrat 7,5 ore în medie pe zi. Am planificat în aceste condiții să generăm o valoare adăugată de 8.800.000 de lei, am realizat 6.930.000 de lei. Avem de parcurs exact pașii pe care am parcurs și la cifra de afaceri. V-am spus că am structurat toate aplicațiile de acest tip pentru indicatorii de rezultate, vreau să spun la fel. 1. Să calculați valoarea adăugată. Am păstrat cerința, dar după cum v-am indicat, v-am dat o calculată. Vă lipsește factorul 4-lea pe care de altfel l-am pus eu mai devreme, l-ați văzut. Așa. 2. Să stabiliți abaterea. 3. Să scoateți în evidență factorii de influență, adică practic să exprimați valoarea adăugată în funcție de o serie de factori relevanți. Cu datele pe care le-am dat, cei 4 factori vor fi care? Număr de angajați, număr de zile lucrate pe an, număr de lucrate pe zi, respectiv productivitatea medie orară cu bază de calcul în valoare adăugată. 4. Să cuantificați influența fiecărui factor. 5. Explicăm. 6. Înțelegem mecanismul teoretic de transmiterea influenței factorilor. 7. Identificăm cauzele care fac fiecare factor să acționeze. Și 8. Oferim măsuri de corecție pe fiecare direcție, fiecare factor. Dacă aveți, vă rog frumos, întrebări. Pe mine cred că nu mă lasă să editez. Nu știu exact cum se activează acele setări macro-comenzi. Unde ești? Ai ajuns în ecranul acesta? Da, numai că la valoare adăugată aveam 8.000 sau nu, 7.000, 70.000 da. Și 60.000 da. La valori realizate, valoare da. Adăugată. Da. Dacă ai ajuns aici, în celulele verzi ar trebui să te lasă să scrii. Deci nu te lasă să scrii în celulele albe, dar în cele verzi, vezi, în celulele albe nu te lasă. Vă că apare ceva de genul acesta. Dar în cele verzi ar trebui să te lase. Când dau dublu click, mie nu mi-apare formula. A, nu-ți apare că nu exista o formulă? Sigur că da. Tu introdu valoarea pe care o am eu aici, 8.800.000. Deci introdu aceste 4 valori planificate și cele 4 valori realizate. Da? Poți da, dar nu mi-apare sus cum vă apare dumneavoastră funcția aceea. De aia am întrebat. Care funcția? Asta? Da, și vă apare sus funcția C9, orice 10, orice. Nu, asta am băgat eu acum, ca să v-am calculat eu pentru mine. Nu-i problemă, băgați aici direct valorile. Astea sunt valorile inițiale. Pe mine nu-mi dă voie, aia spun. Că mie nu-mi dă voie așa să scriu. Am șters-o? Am reușit. Cred că am reușit. De ce nu m-a lăsat valoarea? Nu e nicio problemă, nicio problemă. Bun. Acum ai valorile ca și mine? Da, acum le scriu imediat. Bun. Deci, rugăminte, dați-vă toți jos aplicația de pe grup. Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Dacă vreți, vă dați jos aplicația de pe grup, o deschideți și vă introduceți valorile acestea. Automat veți avea în jos toată rezolvarea realizată. Asta e secundar. Nu e, asta e cea mică problemă. Ceea ce aș vrea ar fi să luați voi cu mâna voastră fiecare punct și să rezolvați pe hârtie. Și la aplicație doar apelați ca să vă consultați dacă nu știți.
Bineînțeles, discutați cu mine, dar să aveți și rezolvarea în aplicație. Eu trec foarte repede peste ce aveți de făcut și aș vrea să vă las pe voi să lucrați. Cerința numărul 1, să calculăm valoarea adăugată. Eu v-am deja calculată. Nu v-am dat factorul numărul 4. Cum o exprimăm? Număr de personal, adică număr de angajați. 0, da? Valoarea adăugată 0 înseamnă valoarea planificată. Da? Cu 0 am marcat planificat. Număr de angajați cu care planificăm să lucrăm, ori număr de zile planificate a fi lucrate de către fiecare angajat pe an, ori număr de ore planificate a fi lucrate de către fiecare om pe zi, ori productivitatea medie orară cu bază de calcul în valoarea adăugată. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă valoarea adăugată planificată a fi creată de un om într-o oră. Cum se calculează acest al patrulea factor dacă ar fi să-l calculez pornind de la celelalte valori? Valoarea adăugată totală împărțită la produsul celor trei factori. Înmulțind cei trei factori, ce obțin? Dacă vă gândiți, dacă i-aș lua pe rând. Înmulțind numărul de angajați cu numărul de zile lucrate de un angajat pe an, obțin total zile lucrate pe an de toți angajații, cum ar veni. Și dacă înmulțesc și cu numărul de ore lucrate pe zi de un angajat, obțin total fond de timp, adică total ore lucrate pe an de către toți angajații în întreprindere. Prin urmare, aș avea valoarea adăugată planificată egal total fond de timp, produsul celor trei factori cantitativi, ori factorul calitativ, productivitatea muncii cu bază de calcul în valoarea adăugată. Și atunci, pentru a calcula productivitatea, dacă am celelalte informații, pur și simplu împart valoarea adăugată la fondul de timp. Să văd valoarea adăugată pe timp, pe oră. Revin. Aceasta este planificarea, acestea sunt valorile efectiv realizate. La punctul 2, stabilim abaterea. VA1, adică realizat, minus VA0, valoarea adăugată planificată. Diferență de cât avem aici. Să văd cum fac. Va trebui să umblu puțin în spate pentru a modifica formatul, dar în orice caz e de minus 1.870.000. Și acum, e clar că vorbim de un indicator de rezultat care se dorește a fi cât mai mare, nu? Pentru a remunera cât mai bine grupurile pe care le-am pomenit. Avem o abatere negativă, adică n-am realizat nivelul planificat. Clar că sunt afectate negativ grupurile care așteptau să fie remunerate din această valoare adăugată. Grupurile cărora cumva le aparține. Deci, abaterea este una negativă din punct de vedere matematic și negativă și din punct de vedere economic. Încercăm așa ca și la cifra de afaceri să înțelegem cauzele acestei abateri și să putem oferi măsuri de corecție pentru viitor. În acest scop, descompunem valoarea adăugată, o exprimăm în funcție de cei patru factori pe care deja i-am scos în evidență. Îi aveți aici. Aici aveți valorile lor calculate. Primii trei erau dați, al patrulea îl calculăm, după cum v-am spus, valoarea adăugată pe produsul dintre primii trei, adică pe total timp lucrat, planificat și realizat. Aici aveți scris valoarea adăugată planificată și realizată în funcție de cei patru factori la valorile planificate, respectiv realizate. La punctul 4 vi se cere să cuantificați influența fiecărui factor asupra valorii adăugate. Folosim aici metoda substituției în lanț, pe care am utilizat-o și la cifra de afaceri. Pur și simplu pornim de la valoarea adăugată planificată, adică NP0, NZ0, H0, VH0 și înlocuim pe rând câte un factor, exact în ordinea în care sunt puși acolo în relație. Da? Valoarea adăugată, variația valoarea adăugată sub impactul modificării numărului de angajați, se scrie așa, da? NP1, NZ0, H0, VH0 minus NP0, NZ0, H0, VH0.
Și de aici mai departe înlocuiesc câte un factor, da? Variația valorii adăugate pe seama variației numărului de zile lucrate pe an în medie de către un angajat. Păstrez numărul de angajați modificat, modific și numărul de zile și scad termenul în care doar numărul de angajați e modificat pentru a izola impactul modificării strict a numărului de zile. Apoi, păstrez numărul de angajați și numărul de zile lucrate pe an de un angajat și modific și numărul de ore lucrate în medie pe zi de un angajat pentru a izola impactul modificării și a numărului de ore. Și în final modific și cel de-al patrulea factor. În acest mod, secvență cu secvență, izolez impactul modificării fiecărui factor. Suma celor patru abateri este minus 1.870.000. Abaterea constatată la punctul 2. Și urmează ca la 5 să explicăm ce am calculat, la 6 să înțelegem mecanismul teoretic de transmitere a influenței factorilor, la 7 să înțelegem cauzele care stau la baza variației fiecărui factor, teoretic, și la 8 să oferim măsuri de corecție. Eu vi le-am pus sintetic aici în aplicație, le putem dezvolta în corespondență cu cauzele identificate. Dacă sunt întrebări, vă rog, din partea voastră, aș vrea să faceți acum pe foaie rezolvare. Deci, acolo unde apare diez, înseamnă că e negativ? Aici? Da. Da, apare diez pentru că nu intră valoarea cu tot cu minus în celulă și va trebui să măresc un pic mărimea, lățimea celulei. Da, dacă da, țineți cursorul deasupra, vedeți că vă scrie. Uitați-vă și la mine. Țin cursorul deasupra și vă scrie. Da. Super, din, perfect. E celula prea îngustă și de asta nu încape cu tot cu minus. Puteți, vă rog, să mai explicați o dată la productivitatea muncii. Am înțeles cum se calculează, dar la punctul 1, da, presupunem că ni se cere valoarea adăugată, adică așa cum ni se cere și nu avem dată deja și se respectă formula. Cum calculăm atunci cu productivitatea muncii? Exact așa, uitați-vă aici. Uitați aici, la punctul 3 am detaliat. NP0, MZ0, H0, VH0. Sunt exact cele patru valori înmulțite, vedeți? Și iasă 1.800.000. Exact ca în formulă. Deci nu cunosc valoarea adăugată magnificată, ci cunosc valorile celor patru factori, le înmulțesc pur și simplu. Am planificat să am 50 de angajați, fiecare să lucreze 220 de zile pe an, 8 ore pe zi. Și să producă fiecare 100 de lei valoare adăugată pe oră. În deci asta poate... nu se poate da, de fapt. Nu înțeleg? Am zis că asta ni se poate, ni se dă. Vă pot da cei patru factori, dar o să vă dau exact cum facem. O să vă dau valoare adăugată și îl calculați voi pe al patrulea, productivitatea, da? Am înțeles, mulțumesc. Împărțim valoarea adăugată la produsul celor trei, iar produsul celor trei reprezintă total fond de timp disponibil, total ore lucrate în firmă. În total ore generez 8.800.000 valoare adăugată, deci cât planificam să generez pe oră? Calculez înapoi productivitatea. Bine, mulțumesc. Sigur. Ok. V-ați apucat? Faceți pe foaie? Nu știu, hai să încercăm la final să facem un test. Putem să încărcăm oare pe platformă? Nici eu nu știu cum o să iasă. Să încărcați pe platformă fiecare... foaia scanată. Sau să vă trimitem pe mail poză cu foaia, în cazul în care nu o putem scana. Pe poză, că nu trebuie scanată la scanner. Cu telefonul, poză. Pe e-mail sau pe platformă, nu-mi dau seama pe platformă, nu prea stăpânesc încă platforma. Nu-mi dau seama dacă o postați să nu iasă acolo
o aglomerație de fișiere. Eu nu am postat niciodată pe platforma e-learning, nu știu dacă colegii mei au postat. Ok, hai să, până nu testăm, să nu facem acolo mai mult, ne încurcăm în ele. Încărcați în Drive, o să încărcați în Drive. Vă creez acum în Drive un folder și încărcați în Drive. După voi lucrați mai departe și eu vă creez în Drive un folder și vă dau link-ul. Ok. V-am dat acces, am creat un folder în Google Drive pentru materia noastră de analiză și v-am dat acces la el, v-am pus link-ul pe pagina, pe grupul de Facebook, în anunțul în care găsiți și link-ul pentru a intra la seminar și link-ul către filmările de la seminar. Mă bazez că anunțul va apare la început, da? Așa ar trebui. Am rugăminte de masă în confirmați. Deci, cum intrați pe grup, ar trebui să aveți postarea anunț cu linkul pentru a participa la seminar, cu linkul de pe YouTube pentru a descărca sau a urmări dacă doriți seminarul. Și acum v-am pus și linkul de acces către Drive. Da, este acum. Este, bun. O să scriu imediat aici într-un coment. Deci când terminați, rugămintea e să intrați fiecare pe Drive. Am mai făcut asta cu seriile la care poate aveam 20-30 de studenți, dar voi fiind mulți,
să fac câte un folder pentru fiecare, să-mi ia foarte mult timp. E mult mai simplu să intrați voi. Intrați, vă rog frumos, în Drive și fiecare își face click dreapta și faceți un folder cu numele vostru. Nume, prenume, ca numai bine să le am după aceea în ordine alfabetică, să vă găsesc ușor. Deci intrați, mergeți pe link, intrați în folder de analiză CINC, click dreapta, creați un folder nou, denumiți-l cu numele vostru, nume, prenume, și în el puneți-vă poza cu vara adăugată. Va fi, mă gândesc, un fișier JPG sau PDF, nu știu cum îl salvați, și puneți ca titlu valoare adăugată. Vă scriu aici pe grupul de Facebook imediat. Deci documentul l-ați pus pe analiză 2020 pe Facebook sau? Da, am pus linkul către Google Drive. Da? Deci pe grupul nostru de analiză, în prima postare, anunțul, da, acela în care aveți și linkurile pentru a accesa seminarul de astăzi, v-am pus și linkul către Google Drive. Mergeți pe link, intrați în Google Drive și vă creați un folder cu numele vostru. Vă scriu acum în coment aici.
Ok, v-am făcut, cred că, toate postările necesare pe grup. În esență, așa cum am spus, am creat un dosar în Google Drive. Este 2 analiză Qing. În acest dosar, sau la acest dosar, v-am dat acces, găsiți linkul de acces pe grup în anunțul de la începutul grupului. Accesați linkul, ajungeți în dosar, aveți drept de scriere în dosar. Clic dreapta, creați un dosar nou cu numele vostru, acolo, în dosarul de bază. Puneți nume, prenume, ca după aceea, cum spuneam, să le pot ordona alfabetic să vă găsesc mai ușor. În folderul, în dosarul cu numele vostru, la finalul seminarului, puneți, vă rog frumos, fișierul cu munca voastră. Dacă lucrați pe foaie, mă gândesc că faceți o poză cu telefonul la foaie și puneți în JPG-ul, în folderul cu numele vostru și denumiți JPG-ul respectiv, am zis, un valoare adăugată. Așa, Moceanu Adina Alexandra, văd că ai creat deja folderul, foarte bine, mulțumesc. În el, Alexandra, pui la finalul seminarului, pui poza cu ce a reușit să lucrezi. Da, asta vroiam să vă întreb, în cazul în care nu apuc să rezolv chiar tot. Cât ai făcut? Cât bine, ai făcut? Bine. Eu nu vă dau notă pe ce lucrați. Înțeles că singurul motiv pentru care vă rog să lucrați cu una voastră ca să știu că v-ați exersat, că altfel ați văzut că v-am dat materiale, în particular aplicația aceasta care face câte rezolvări vreți. Deci, tot ce vreau e să faceți cu mâna voastră să vă exersați, pentru că altfel nu cred că veți desfăca dacă prima dată va trebui să faceți la examen. Voi lucrați, aveți aplicația în paralel dacă vreți să vă uitați în ea. Eu sunt aici, aștept să-mi puneți întrebări. Ca să fiu sigură, productivitatea se calculează valoarea adăugată, împărțim la numărul de personal înmulțit cu numărul de zile lucrate și numărul de ore lucrate. Exact. Da. Deci la numărător avem valoarea adăugată, la numitor produsul celor trei. Da. Atunci în ce se măsoară? În lei pe ore? În lei pe oră, sigur că da. Da. Valoarea adăugată exprimată în lei pe oră. Este valoarea adăugată medie orară. Mulțumesc. Sau productivitatea muncii cu bază de calcul în valoare adăugată. Că la fel de bine puteam să o calculez cu bază de calcul în cifra de afaceri. Puteam face cifra de afaceri pe oră. Știți? De-aia zic cu bază de calcul în valoare adăugată. Deja de la punctul 5 sunt mai multe explicații. Trebuie să le trecem și pe alea? Nu, cred că nu. Aș zice că nu. Calculele de la punctul 4, în mod deosebit, am vrut să le faceți cu mâna voastră. Mai departe, în timpul care ne rămâne, putem să discutăm. Eventual vă mai las până la și 20 să gate toți calculele. Și până la 30 discutăm ce am calculat, dacă sunteți de acord.
Eu nu prea am înțeles unde trebuie să le încărcăm. Aveți un link, vi l-am pus pe grupul de Facebook. Uite împreună cu mine să mă asigur că îl găsești. Deci în anunțul de la începutul grupului, unde aveți linkul pentru întâlnirea de astăzi, unde aveți linkul și pentru YouTube, am pus mai jos linkul pentru acces în Drive, îl vezi? Ați putea seta cumva acea postare să fie prima, să apară prima pe grup? Eu l-am pus ca anunț, ar trebui să apară primul, nu apare? Oare? Nu, la primul nu apare, eu trebuie să caut până... Nu, nici eu nu găsesc. Și eu îl găsesc foarte greu de pe laptop, mai ușor de în grup ar trebui să aveți acolo discuții, anunțuri despre membrii și unde scrie anunțuri, acolo ar trebui să aveți link-ul. Da, deci eu l-am pus ca anunț și l-am pus pin to top, deci ar trebui... La mine cel puțin apare la început, la voi nu știu. Eu găsesc la secțiunea de anunțuri, announcements. Ok. Ați găsit? Da, l-am găsit. Bun, deci mergeți pe link, ajungi în folder și fă-ți, ia că văd că colegii și avem deja destul de multe. Clic dreapta, folder cu numele tău și în el îți pui asta. Nu-i niciun stres. Ce e important e să lucrați la aplicație, nu pe asta vă dau notă sau ceva de genul ăsta, vreau să lucrați cu mâna voastră, să înțelegeți cum se face. Ca așa exemple aveți în aplicație, puteți simula, dar dacă n-ați face-o acum, când ați fi puși în postura să lucrați cu mâna voastră, cred că ați avea dificultăți. Bun. În timp ce voi văd că creați dosarele cu numele voastre, eu merg mai departe, ieși 20 peste punctele 5, 6, 7, 8. La punctul 5 vi se cere pur și simplu să explicați impactul fiecărui factor, influența fiecărui factor, pur și simplu îi luăm pe rând. Am planificat să lucrăm în medie cu 50 de oameni. Trăgând linia post-factum, tragem concluzia că am reușit să menținem în medie 40 de oameni. Ce înseamnă în medie? Ce spun mereu în medie? Încep poate că anul 2019 cu 50 de oameni. Pleacă 2 în ianuarie. Ok, încerc să angajez. Durează până dau anunțuri, până fac interviuri, până îi angajez. Sau 3 săptămâni fără cei 2 oameni. Pleacă în februarie 3, în martie pleacă 4. Mereu unii pleacă, alții le iau locul. Adică ce înseamnă asta? Există fluctuații de personal. Cât de frecvente sunt fluctuațiile de personal? În anii trecuți veneau multinaționale la universitate,
solicitându-ne sprijinul pentru a găsi soluții, pentru a găsi mai departe personal. Și pot să vă spun că fluctuațiile într-un an de zile ajungeau la multinaționale cam la 60%. Adică o întreprindere cu poate 4.000 de angajați schimba vreo 2.400 într-un an de zile. Ceea ce vă dați seama că are multe implicații. Strict din discuția noastră, nu? Ce impact are în acest algoritm al nostru? Am acum 4.000 de angajați, mâine pleacă 100, durează 3-4 săptămâni până când îi înlocuiesc, dar în permanență pleacă, alții în permanență înlocuiesc. Ideea este că în permanență am poziții neocupate și așa ajung să nu lucrez în medie cu 4.000 de angajați sau cu 50 în exemplul nostru, în aplicația noastră, ci ajung să lucrez în medie cu 3.500 sau în cazul nostru cu IACA 40. Față de 50 planificații. Care au fost cauzele în exemplul nostru pentru care n-am reușit să lucrăm cu 50 de oameni? Sigur, fluctuațiile. Dar mai departe, dacă punem întrebarea care au fost motivele fluctuațiilor, care au fost cauzele fluctuațiilor de personal? Știu că discuția asta am avut de multe ori cu reprezentanți din multinaționale care, din nou, pe de-o parte, sunt preocupați să reducă aceste fluctuații. Dar răspunsul îl au întotdeauna. Întotdeauna când oamenii pleacă, întotdeauna când oamenii pleacă. Ca regulă, când oamenii pleacă, completează un chestionar cu motivele plecării. Și în ultimii ani, pe primele locuri, pe primul loc, ca motiv al plecărilor a fost lipsa de satisfacție vis-a-vis de remunerație. Adică oamenii nu erau mulțumiți de cât, cu cât erau plătiți. Concret, plecau oamenii de la o firmă la alta, poate pentru un spor de câteva zeci de lei la salariu. Vorbim de piața forței de muncă, întreprinderile chiar din domenii diferite sunt concurente pe aceeași piață forței de muncă. Spun chiar din domenii diferite, în măsura în care calificarea nu este o piedică în intrarea pe piață. Adică există în Timișoara o grămadă de firme mari, de multinaționale, care au nevoie de personal nu foarte calificat. Și atunci cineva care lucrează poate la profi, la casă, la caserie, poate fără calificare să meargă să lucreze la bandă, să facă cablaje auto, calificându-se destul de repede la locul de muncă. E, și atunci, automat, companii din sectoare diferite intră în competiție pe aceeași piață a forței muncă, pe aceeași personal. Dar indiferent de care piață vorbim, putem vorbi și de o piață specializată a experților contabili, de orice piață, companiile intră în competiție. Atunci, oamenii pleacă de la o companie, merg la alta. Din ce motive? Cum vă spuneam, la multinaționale, statistica arată de ani de zile clar motivul principal al plecărilor e reprezentat de bani. Pleacă că nu sunt, pentru că nu sunt mulțumiți de salariu, de obicei pleacă pe un salariu un picuț mai mare la o altă firmă. Și în anii trecuți se roteau de la o firmă la alta, făceau așa un cerc, vânând câteva zeci de lei în plus la salariu. Firmele, pe de o parte, țineau însă de salarii, încercau să nu crească salariile pentru a-și menține avantajul, costurile reduse, pentru asta veniseră multinaționale în primul rând în România. Sigur, mă refer la cele care fac producție, nu la cele care au venit cu lanțuri de distribuție, cu hipermarketuri. Pe de altă parte, fluctuațiile de personal clar că generează impact negativ. Scad valoarea adăugată pe direcția pe care o discutăm noi acum, lucrez cu oameni mai puțini, automat creez mai puțin valoarea adăugată, dar fluctuațiile afectează indiscutabil și factorul calitativ, productivitatea. Că una e să lucrezi cu un om care de ani de zile este la tine în firmă, e calificat, e cunoaște procesele, și alta e să angajezi azi un om nou, care poate necalificat, trebuie să-l califici, durează poate o lună, două, trei, patru, până când ajunge să lucreze la un nivel de productivitate măcar mediu. Adică fluctuațiile în acest mod automat
duc la o reducere a productivității medie a muncii datorită unui nivel mediu mai redus al calificării personalului. Aici mă gândesc că se înțelege. Dacă e nevoie, vă rog să spuneți și detaliez, dar nu, se înțelege că având în permanență un anumit număr de oameni noi care au o productivitate scăzută pe seama unei calificări încă slabe, în permanență am un nivel al productivității muncii mai mic decât cel care ar fi teoretic posibil în lipsa fluctuației. Ok. Numărul de zile lucrate pe an de un angajat. Am planificat să lucreze în medie 220 de zile, au lucrat în medie 210 zile. Impact evident de reducere a valorii adăugate generate cu 320.000. Care puteau să fie cauzele nerealizării acestui parametru? 220 zile pe an lucrat de fiecare angajat, concedii de boală, absențe nemotivate. Pe piața din Timișoara, foarte multe firme se confruntă cu absențe nemotivate. Inclusiv existau firme care ofereau prime de prezență pentru cei care lipseau nemotivat mai puțin de la caz la caz. O zi, două, trei, primeau primă. Deci clar există absențe nemotivate. Dincolo de asta, cum vă spuneam, există concedii fără plată, există concedii medicale. Numărul de ore lucrate pe zi de un angajat. Am planificat să lucreze în medie 8 ore pe zi, lucrează în medie 7 ore și jumătate. De ce? Probabil că cel mai frecvent e disciplina în locul de muncă. În loc să vină la 9, vine la 9 și 10, în loc să plece la 5, pleacă la 4, 40, face multe pauze pentru țigară, pentru altceva, scade timpul efectiv de lucru. Productivitatea muncii, în urmă, e factorul cel mai important pentru noi, cu bază de calculatoare. Câte valori adăugate produce în medie pe oră un angajat? A fost mai mare decât am planificat în exemplul nostru, nu? Cu 10 lei valoare adăugată pe oră pe angajat, ceea ce a susținut o creștere a valorii adăugate cu 630.000. Prin urmare, am avut 3 abateri negative sau 3 influențe negative asociate dinamicii factorilor cantitativi și o influență pozitivă generată de creșterea valorii factorului calitativ. Productivitatea muncii cu bază de calcul în valoare adăugată. Clar că toți factorii au o influență directă, mă refer acum la cerința de la 6, nu? Fiecare factor induce o influență directă asupra valoarei adăugate, proporțională cu cine? Și aveți aici explicat, dar nu fac altceva decât să citesc formulele, nu? În esență, variația numărului de angajați duce la o variație în același sens a valorii adăugate, proporțională cu numărul de zile planificat a fi lucrat de către fiecare angajat pe an, cu numărul de ore planificate a fi lucrate pe zi de un angajat și cu productivitatea medie orară planificată. În același mod, sigur că se poate pune pe hârtie mecanismul de transmitere a influenței celorlalți factori. Am vorbit de cauze ale variației factorilor ca măsuri de corecție ce ar trebui să fac. Am cele 4 direcții acum. Încerc să cresc numărul de angajați, încerc să cresc numărul de zile lucrate de un angajat pe an, în limitele legale, bineînțeles, încerc să cresc numărul de ore lucrate pe zi, în limitele legale și subliniez acest aspect pentru că, din păcate, atât de multe firme împing angajații la lucru peste program, ilegal, și atenție mare pentru voi ca studenți, pentru că voi sunteți victime aproape certe la acest lucru. Vă angajați și vi se spune în permanență, aveți 21 de ani, n-aveți niciun fel de exemplu, nu știți să faceți nimic. Și aveți toate șansele să credeți chestia asta 20 de ani de aici înainte, fără să realizați că voi după o lună ați învățat locul de muncă aproape întotdeauna, cam tot ce fac cei care sunt de 20 de ani în firmă,
numai că în plus aveți ceva ce ei probabil nu mai au, aveți energie și puteți face cât fac poate doi care sunt deja de 23 de ani în firmă. Aproape tot timpul se întâmplă asta. Numai că scenariul oficial este voi sunteți noi, sunteți tineri, n-aveți experiență, nu știți. Ce ar fi dacă ați lucra nu de la 9 la 5, ci de la 8 la 6, de la 8 la 7, la 8 la 10 și din păcate am avut în permanență, nu știu, comentarii din partea firmelor. Domnule, studenții nu mai sunt, asta e un comentariu care mi-a lăsat în minte, studenții, absolvenții de la FEA pe contabilitate nu mai sunt ca pe vremuri. Deja dacă le cer să lucreze după 10 seara, nu mai vor, după 10 seara. Nu vreau să spun mai mult, deci sunteți victime aproape sigure veți fi la această practică ilegală de exploatare, muncă la negru, ca asta este. Am avut personal discuții și la ITM, dar n-am plecat cu nicio speranță pentru că mi s-a spus că e foarte limitat ITM-ul a face astfel de controle și că singurul mod ar fi acela să vină reclamații de la studenți. Sigur nu vor veni pentru că un absolvent de 21 de ani, căruia îi se spune că nu știe să facă nimic, nu o să sară să facă reclamație firmei care tocmai l-a angajat. Da. Și ultima direcție, evident, creșterea productivității. Bun. Nu vă mai țin, am depășit termenul. Mă opresc aici. Încărcați, vă rog frumos, fișierele, pozele cu ce ați lucrat. Și nu uitați, colega va iniția acel sondaj pe grup vis-a-vis de test. Îl dăm săptămâna viitoare sau peste două săptămâni. Test din structură și bonitate, cum din startup planificat. Și atunci eu zic că putem stabili că aceste criterii nu le mai dăm la examen. Până când putem posta aceste fișiere ce am făcut până acum? Când vreți voi. Părerea mea este să nu... Adică dacă vreți să le finalizați, m-aș bucura foarte mult. Deci hai să zicem până la finalul zilei. Dacă vreți să le postați acum cu ce ați lucrat până acum, mie mi-e ok. În sensul că nu vreau să pun presiune pe voi să vă las teme pentru acasă. Dacă aveți ambiții să faceți până la capăt, m-aș bucura. Deci postați până la final de zi. Dar și dacă postați cu ce ați făcut până acest moment, e ok. Putem face și în Word? Da, sigur, în ce preferați. Ok, bine, mulțumesc. Ok, bine, atunci ne vedem săptămâna viitoare. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere!